Dar eu cred că disperarea, țin să dau dreptate domnului președinte. E panică Marin, mare, da. Ei nu văd că populația în proporție de peste 90% se declară absolut nemulțumită față de actuala stare de lucruri și peste 90% din aceeași populație se declară nemulțumită față de activitatea acestui guvern. Noi despre asta vorbim, nu despre trusturi de presă sau ce spun eu sau Radu Tudor sau știu cine altcineva la emisiunile tale. Și cum sau zicea Titu Marius? Adică din nou construim o altă realitate decât cea cu care noi, ne Marius, confruntăm zilele. Marius, îți dau un element de cultură și tu mă blochezi. Vă și rog. Cum zicea Titu Maiorescu la chestiuni de genul ăsta? Explicați, vă rog, cine adevărat, Titu Maiorescu și pentru o fie adevărat, dar nu e în chestie. Deci a zis Sever Voinescu, să zicem în principiu, cartea adevărat n-are legătură cu frauda respectivă pe care a văzut-o toată populația. Deci construiește o altă înțelegi? Oamenie, legătura lui Vântu cu Voiculescu, să fie sănătoși. Da, lui Băsescu cu Vântu, când a luat Băsescu 99, aproape 3 miliarde de lei vechi de la FNI. Da, să spună Vântu, de ce nu de casetele Vântu? Că și ăsta își merită soarta, că o să-i rup urechile. Vântule, vânt nebun, stai, doar o vorbă să spun, vorba cântecului lui Sergiu domnule, Cioiu. Deci a luat aproape 3 miliarde de lei Băsescu, după care îi bagă cuțitul în spatele ăla. Altceva vreau să spun, iată ce pregătește Băsescu împotriva mea, a lui Victor Ponta și Crin Antonescu. Nu intru în amănunte. Eu voi pleca luni la Bruxelles. Ce o să le fac eu acolo? O să am și eu dreptul să țin un discurs și stați pe internet, stați pe recepție, mă cenzurați voi în țară, dar internetul planetar nu-l puteți cenzura. Deci trei ofițeri SIE sunt după mine în permanență în Europa. Trei ofițeri SIE, Mihai Răzvan Ungureanu, dacă mă vezi, dacă mă auzi, intră cu mine, tinere, în direct să te întrebi. Așa ai învățat la CCUTC, că vorbeam de pupii în Ceaușism. Păi colegul matale de barcă, Elena Udrea, Mihai Răzvan Ungureanu, a fost membru în CCUTC, nu eu. Dar de unde știți că sunt trei după dumneavoastră? Cum îi recunoașteți? Doar sunt profesioniști, ce naiba. De la alți ofițeri, colegi cu ei. Nu sunt profesioniști, că eu sunt tata lor. Eu sunt mai profe... Păi notele sunteți lor... Sunteți ofițer, SIE? Nu, eu sunt mareșal. Deci notele lor ajung la mine, Dana. Eu mă prefac, mă râd. Auzi? Și lui Victor Ponta ai fabrică niște casete video din anii 2007-2008, nu intru în amănunte, și lui Crin Antonescu un dosar despre profesoratul lui din anii 80. Deci chestii murdare. Nu mai Băsescu să prătează la așa ceva. Îi vom apăra pe acești oameni, deși suntem în tabere diferite, însă eu zic că opoziția trebuie să fie unită împotriva pericolului numărul 1. Băsescu. Băsescu trebuie să plece. Și eu îl ajut să se cărăbănească. Domnul președinte, nu mai atacați pe Crin Antonescu, înțeleg. Nu mai. Eu sunt pamfletar, dar nu tot ce apare nu e de la mine, domne. Mai sunt și unele, mă uit și eu. De pildă eu când lipsesc în țară, câte 4-5 zile, tot ce apare la mine e văzut de mine, nu se poate. E ilogic. Dau da, drumul. Dați-mi voi o secundă. O să vedeți că domnul Boc, premierul României, și dânsul a fost nervos astăzi. Deci a fost, Sever Voinescu a fost nervos. Ena Udrea a fost nervoasă, domnul Boc nu putea Boc să rămână... A fost nervos că n-a ajuns la butonul de la lift, măi. Nu putea să rămână dânsul calm astăzi. Atac și din partea domnului Boc, presa e de vină, niște nenorociți suntem. Da, ce ziceți de asta, domnul președinte? Sunt toți o apă și un pământ, este clar că e o panică teribilă, a pus stăpânire pe ei. Boc n-ar trebui să vorbească de banii de la FNI, pentru că eu știu de 4 conturi bancare în 4 țări occidentale, unde el are bani de ordin 90 de milioane de euro și știe și Vasile Blaga. Nu știu, n-am auzit să fie vreo instituție a statului care să fi demonstrat asta până acum. Să răspundă el și spun și țările deocamdată și formă și băncile. Dar toate la timpul lor. Deci lor le e frică, nu numai că vor pierde puterea, nu numai că vor pierde averea, dar și vor pierde libertatea. Există șanse ca președintele să fie șanse, da. Adică sunt da. Există posibilitatea ca președintele să fie suspendat. Îți spun eu. E o temere în sensul ăsta, spun eu care putem... este tendința la ora actuală și ce se plănuiește peste ocean. S-a văzut că opoziția este slabă pentru că se cumpără voturi, sunt corupți oamenii, nu vor să piardă locurile din parlament pentru că au intrat greu, plătind unii și 500.000 de euro ca să intre în acest parlament al rușinii, apropo de primenirea clasei politice prin votul uninominal, și atunci e această strategie peste ocean, nu știu dacă a venit în țară deja, dar va urma să vină un emisar de la Casa Albă să îi spună lui Băsescu să-și dea demisia. Pentru că nu mai are de sprijin de la americani, Barack Obama nu vrea să-l bage în seamă, a venit de două ori
a venit un director pe relații internaționale de la FBI, știam și numele Sam și nu știu cum, nu am toate documentele aici, a avut două discuții cu Băsescu despre traficul ilegal de armament făcut de el și de fratele lui Mircea Băsescu pentru zone aflate în conflict. Păi da, ce? Dar n-a apărut în toată presa lumii. Păi da, nu s-a dovedit, trebuie să fie, totuși mă gândesc, și cineva care să-i spună oficial că lucrurile au stat așa. I-a spus acest american, ce să bată toba în piață? Ăia i-au zis să nu mai dea arme la milițiile libaneze, la Hezbollah. Domnul pentru președinte, că omoară militari americani. Puteți spune că președintele este terorist, domne, sau că așa teroriștii să facă... Vinde arme la milițiile libaneze. V-am întrebat de suspendare, va fi suspendat. Bun, americanii au hotărât să îl debarce. Și dacă nu pleacă de bunăvoie, știu ei ce să facă. Pentru că văd că suntem incapabili să-l dăm jos, întrucât a pus mascații și gorilele pe spinarea și cu butele în capul acestor oameni. S-au enervat cei din... Ei l-au adus la putere americanii, printr-o mare fraudă în decembrie 2004, ei să ne scape de el. Ce interes ar avea dacă este omul lor? Nu au americanii... Ce interes au ar avea dacă... Nu mai e omul lor de mult, că îi face de râs. Îi face de râs. Da, bine. Sigur că aici rămâne de văzut dacă opoziția va reuși prin cei doi lideri importanți în Parlamentul României și cu Fina Antonescu și Ponta, da. Să găsească cele mai bune lider al opoziției și mă lupt undeva mai sus în Parlamentul local. Să vezi ce le fac eu săptămâna viitoare. Dar ce le faceți, domnule președinte? Păi ține un discurs istoric. Adică? Se vor spânzura de primul stâlp de înaltă tensiune. Domnul președinte, deci ce veți spune? Păi spune ce n-am spus aici. Într-o țară normală cu spânzura... Cum, acolo chiar am voie să spun. Domnul Vadim. Să vezi ce spune Daniel Combendi. Care l-a dat jos pe de-o golă și aici... Nu puteți spune într-un minut toată... Un minut jumate. Un om inteligent într-un minut jumate zice că zic ăștia într-un an jumate. Va avea efecte discursul dumneavoastră, credeți? Va avea efect pentru că sunt cam un miliard de oameni care se uită pe internet. Și lucrările Parlamentului European sunt difuzate pe internet în permanență. Măcar ăsta e efectul, că ridic problema terorizării României de o bandă de infractori la toată comunitatea internațională. Și n-au ce să-mi facă. Nu pot să cenzureze și internetul și Parlamentul European. N-am auzit vreo reacție a unei instituții de afară în sensul, uite ce s-a întâmplat în România în Parlament, uite cum au numărat aia din 4 în 4, până acum. N-am văzut, vă rog să mă iertați. Da, reacție față de ce am votat noi la Bruxelles, apropo de exploatarea de aur, argint și uraniu de la Roșia Montană, s-a văzut că le e frică. Deci noi pe 5 mai am votat acolo și am ținut și eu un discurs care a avut poate și el un efect și s-a împiedicat exploatarea cu otrăvuri, cu ceanuri. Și iată de ce Băsescu nu poate să-i dea zăcămintele lui Cioroș. Domnul președinte, este până pe 60%. Din punctul meu de vedere, mi-ar conveni să explicați așa, ce efecte sau ce ar putea face Parlamentul European acum că află de la dumneavoastră că în România s-a fraudat votul așa pe față. Ce poate să facă Parlamentul European? Explicați-le românilor care se uită la noi acum. Ce poate să facă? Acum, vezi și care e situația delicată scurt, a unui patriot, cum mă consider eu, și cred că mă mai consideră câțiva în țara asta. Nu vreau să reiasă că reclam țara mea, că mi-o iubesc până la sacrificiu. Dar trebuie să spun ce se întâmplă. Ce poate face Parlamentul? Ce poate să facă, îi privește pe ei, eu îmi fac datoria mea. Trebuie să știe, da? Îmi fac datoria mea. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați ajuns la ordinea zilei astăzi. Vă mai așteptăm, domnule președinte, Corneliu Vadim Tudor.